Numărul celor care vor beneficia de ajutoare de încălzire în acest sezon, în baza legii consumatorului vulnerabil, se va dubla. Estimarea a fost făcută de primarul Ion Lungu. Începe sezonul de acordare a ajutoarelor pentru încălzire pe această lege a consumatorului vulnerabil și deja Direcția de Asistență Socială se pregătește în acest sens. Vom avea o discuție cu asociațiile proprietari, sunt date la tipărit formularele și, așa cum se știe, se poate, ajutorul se acordă funcție de venitul mediu, în proporție de 100% pentru cei care au până la 200 de lei, în proporție de 90% între 201.320, în proporție de 80% între 320,1 și 440 de lei, în proporție de 70% între 440,1 lei și 560 lei, în proporție de 60% între 560,1 lei și 680 lei, în proporție de 50% între 680,1 lei și 920 lei, în proporție de 40%, cei cuvinturi între 920,1 și 1040 lei, în proporție de 30% între cei care au venit între 1040,1 lei și 1160, în proporție de 20% cei care au venit între 1160,1 și 1280 lei, în proporție de 10% în situația în care venitul mediu lunar este între 1.180,1 și 1.386 și la, în cazul persoanei singure, cuprins între 1.280 și 20% de 2.053. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 de persoane în cazul familiei și 2.053 în cazul persoanei singure. Deci fac un apel la cetățeni care știu din anii trecuți și din acest, în acest an, cu modificarea acestor plafoane, cu sigur vor intra mai multe populații, mai multe persoane care vor beneficia de aceste ajutoare de încălzire. Practic, din estimarea mea, la prima vedere, se va dubla practic numărul persoanelor care vor beneficia de aceste ajutoare de încălzire, să se adreseze la asociații proprietari, să depună formularele în termen, așa fel încât să poată beneficia de aceste ajutoare de încălzire. Cei care se încălzesc pe bază de lemn vor depune solicitările la primăria municipiului Suceava, iar cei care sunt racordați de la sistemul de încălzire al orașului vor depune cererile la asociații. Da, la asociații. La asociații depun. La asociații, cei care au pe lemne depun la primărie, la direcția de socială, dar la cei care sunt în sistemul centralizat, la primărie depun. La asociații, pardon. Asociații.